Pășunile pline ochii de animale îngrijorează pe zootehniști. Aceștia spun că tot vitele sunt cele care vor avea de suferit din cauza neglijenței fermierilor. Mai ales specia ovine sau celelalte care sunt crescute în sistem extensiv, toată perioada au stat afară. Procentual nu s-a schimbat nimic. Acolo unde există tradiția să fie ținută tot timpul anului, mă refer în perioada, să continuă ca aceeași problemă. Să merge în continuare. Partea proastă care e, că discuția mea duce într-o direcție de cumul de efecte negative. Dacă într-un an merge așa, al doilea an merge așa, gândiți-vă că după 3-4 ani de zile, efectele cumulative, devastatoare, se revăd. Iar acest lucru se revede în pășunile și fânețele județului Vaslui. Pentru a beneficia la maximum de pășuni, fermierii ar trebui să țină cont de câteva reguli simple. Mare parte a pășunilor asupra fețelor, nu numai că nu sunt îngrijite, supraînsămânțate, nu sunt lăsate, pentru că o pășune supraînsămânțată, refăcută în sistem industrial, eventual cu un disc dat acolo și băgat supraînsămânțare, ar trebui lăsată într-o odihnă de cel puțin 2 ani de zile. Eu n-am văzut jalonări aproape nicăieri. De asemenea, zootehniștii spun că este foarte important ca animalele să fie scoase la pășunat abia după data de 15 mai.